Păi, mă, dar ce faci? Dă-ți niște bani. De ce vrei bani? Ca să mă duc până în sat. Și nu poți să mergi în sat fără bani? Da, da, mă duc și să beau și eu o biere. Cât vrei? Vreo 200 de lei. Dar câte biere ai bei, mă? Nu să beau numai o biere, na, mai, poate mai mănânc și o înghețată, mai, na. Păi, dar dacă chiar ți-i caldă, căci-o lași jos din cap. Nu mânca înghețat. Cred că așa-ți vin ții ideile cele bune, că-ți clocotește mintea. Da, băi, dar nu-i poți de înghețată, ce vrei? Beri cu înghețată? Dar nu mai bine ai Durcolax? A, băi, mamă, dai. Na, măi, copchiul, le dăm pace. Ei, cum nu ai? Că am văzut-o că a venit poștaș și ți-a adus pensia. Ai văzut că a adus și factura la lumină sau pe ce n-ai văzut-o? Și pensia e mică, abia dacă ne acoperă factura. Păi, dar tu de ce n-ai pensia mai mare? Că așa e în viață, muncești 30 de ani din greu și păi și ai pensia mic tot greu. Și eu și să fac asta în pensie? Muncești acum. Dacă asta am pensii mari. Dacă vrei pensii mari, ori muncești cu capul, dar la tine nu prea e cazul, ori fă-te parlamentar, că acolo ai pensii speciale. Tu știi că nu zici rău cu pensia specială, că eu și așa tot timpul mi-ai zis mie că eu sunt mai special așa. Da, da, nu la asta mă referiam. Păi și oare cum încep? Păi faci o școală, te implici, faci activități speciale, pe la primărie, pe la așa, devii consilier și după aia mai departe. Sau am altă idee, îmi dai tu 200 de lei acum, mă duc să-mi cumpăr costum și mai vedem după aia ce fac. Bă, dar tu chiar gândești ca un politician român, mă. Tu ești de viitor. Altă idee tâmpită, eu mai vin și la asta. Nu știu, e bun că nu se plictisește. Să vezi tu și pensii mari primesc eu după ce mă fac politician. Și după aceea am bani înghețată și beri cât vreau eu. Și crezi că mintea sub cășula asta stă turată degeaba? Da, turată de pomană, că doar de asta miroase a fum când vorbește. Dar de fapt, exact ca politicienii de la noi. A? Și voi și ei, copchile îmbrăcat așa? Plec în sat ca să anunț oamenii că mă fac politician. Stai, mă, când nu-i campanie. Campanie întreierat? A, dar tu chiar nu știi nimic, ca să am cheș numai bun. De agricultură erai bun, de aia zic. Ce e? Nu știai de aia cormorani? Ce? Ei, atunci la botanică erai numai bun. Eram, dar de ce? Că ești pământ de flori. Doamne, dacă ăsta se face politician, mă face și mai tare de răsânsat. Îmi cumpăr și o mașină scumpă, că am auzit oricum ca politician îți trebuie să ai șofer. Dragi cetățeni, trebuie să luptăm pentru binele comunii, să nu ne mai lăsăm calcați închișoarei, ca să avem toți un trai mai bun. Ce ziceți? Perfect, mă duc să încerc și în sat. Bă, dar complicat tare cu politica asta, că eu le-am explicat la oameni și idei bune am avut și așa, dar nimeni nu m-a crezut, a spus că nu-s bun. Numai idei proaste eu avut copilul ăsta. El, dacă crede că zici niște cuvinte mai complicate, el crede că lumea nu se prinde că-s proaste. De exemplu, le-am explicat de ce e nevoie de un cămin cultural în localitate și pentru ce ar fi el utilizat. El vrea să joace poker la căminul cultural când copiii au cerbare la grădiniță. Am ridicat problema investițiilor străini și cum ar trebui ele să fie stimulate. Doamne, eu zic că vreau să fac studio de video chat la biserică. Am adus în atenția oamenilor problema pensiilor actuale. O să, dacă vreți pensii mai mari, faceți-vă politician ca mine. Am avut inițiative noi, precum era aia cu cornul și lapte. Da, dar pentru animale. Se numea iarba și apa. Da, și lumea au înțeles altfel de iarbă. Am venit cu haine de campanie pentru toți susținătorii mei. O zic că dacă mă votați, vă dau o căciulă ca a mea. Și bă, și mamă. Păi da, cam greu cu politica asta, dar nu-i bani. Până la urmă las că văd eu cum fac, că tot îmi ies mie ceva. Băi, băi, uite care-i treaba. Neșerul 200, eu îți dau 3, numai lasă-te de campania asta. Du-te-ți înghețată, du-te-ți pepene, du-te-ți bieri și vrei tu, numai lasă-te de campanie, că nu ești pentru așa ceva. Îmi dai 300 de lei ca să mă las. Da, îți dau 300, eu numai lasă-te. Pă, dacă știam că e așa ușor, m-am apucat mai de mult. Na, ies banii și du-te. Hai, să rămână, gata. Mă las, mă las, să fii primit. Da, și mămica, crede că-s prost, stai să vezi cu ăștia 300 de lei. Mă duc să cumpăr făină și ulei și găleți, le dau la toată lumea, așa ca mită electorală să mă voteze. Stai să vezi după aceea ce fac eu. Să vezi tu și îmi crezi mii șanse din sondaj. Și abia după aceea, după ce ies eu politician, să vezi tu ce fac eu cu banii publici.